Cursele pe linia 116, pe traseul Cantina Ardealul, Bulevardul Revoluției, strada Cloșca Tur și cureturul de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Bulevardul Horea, Calea Moților, la Căminele Studențești de pe Vasile Alexandri, vor fi reluate din 3 octombrie, odată cu începerea noului an universitar. Linia 116 a fost introdusă de STP Alba ca urmare a cererii adresate Consiliului Local Alba Iulia și AIDA Alba Iulia de către Vlas Roxana Ioana, președintele Clubului Studenților Liberali din Alba.